Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi suntem din nou la cabinet, am schimbat un pic background-ul. Am avut câteva discuții foarte interesante în ultima vreme cu câțiva oameni despre sensul vieții și despre motivele pentru care facem sau nu facem anumite lucruri. Și am stat și eu și m-am introspectat. Am analizat puțin motivația și câteva aspecte implicate în procesele astea și vreau să le împărtășesc cu voi pentru că le găsesc destul de importante sau destul de interesante. Și că rămâneți! M-am decis să scriu articole și să filmez clipuri în momentul în care am căutat informație și în momentul în care începeam să structurez. Mi se părea foarte, foarte de ajutor să nu rămân doar la stadiul de a recepta informația, ci să depășesc asta și să transmit într-o formă sau alta, scris sau video, să transmit mai departe. Pentru că în felul acesta mă disciplinam pe mine, adică asta e o latură la care lucrez eu, cu disciplina. Eu sunt foarte puțin disciplinată, ca să fiu politically corect, și atunci, sau mă rog, mă străduiesc să fiu. Și atunci asta m-a ajutat și pe mine să-mi clarific și să-mi structurez altfel informația, în momentul în care încercam să găsesc o formă transmisibilă, o formă suficient de clară încât să poate să fie transmisă și receptată cu succes. Și plus angajamentul pe care l-am luat de a posta minim un clip pe săptămână, două articole și, mă rog, postări infinite sau cât se poate pe Facebook. De fapt, targetul meu e minim 3. Așa. Și asta mă motivează și mă ține un pic în priză. Pentru că nu e important momentul în care ne luăm angajamente să le și respectăm. Și eu de obicei vreau să cred că mă cam descurc la capitolul ăsta. Îmi iau angajamente și le și duc la bun sfârșit. Iar al doilea lucru implicat în răspunsul la această întrebare de ce este că fac aceste lucruri pentru voi. Știu că în momentul în care mi-a venit ideea pentru Destin în pași mărunți, era o idee foarte puțin structurată și nu aveam mediul propice care să favorizeze dezvoltarea acestea într-un timp rezonabil. Și atunci a durat puțin până am copt-o, una la mână. Pe urmă, nu aveam oameni în jurul meu care să fie din domeniul ăsta, sau nu i-am găsit eu. Așa, nu aveam oameni care să fie din jurul meu care să fie în domeniul ăsta și atunci mi-a fost foarte greu sau mult mai greu decât dacă aș fi cunoscut pe cineva și aș fi putut să împărtășesc această idee mai din timp și aș fi putut, nu știu, să o construiesc un pic altfel fără să fie perioada asta foarte lungă de la idee la implementare. Pe urmă, am dat de o prietenă care știam că e oarecum în domeniu. Am invitat-o și pe ea să aderă la această idee. Ea o cunoștea pe Anida Lasto. Anida, în momentul respectiv, avea deja publicat o carte, iar pe parcursul proiectului a publicat cea de-a doua carte. Și atunci ea știa cât de cât cum funcționează tot procesul ăsta cu cărțile și publicarea. Iar în momentul în care ne-am apucat mai concret să muncim la Destin în pași mărunți, am început să îmi creez câteva rețele sociale. Am găsit oameni care aveau aceleași pasiuni, care aveau aceleași interese, oameni cu experiențe sau fără, dar cu mult entuziasm și multă pasiune. Și am ajuns să fac parte din câteva grupuri. De exemplu, din grupul Irinei Dumitru, Lectură și Cărți,
pe care le-am mai lăsat eu pe aici, pe undeva, și v-am invitat să vă înscrieți acolo. Am un statut privilegiat și vă aștept să interacționăm. Și grupul Otiliei Mazilu, scriitor începător și mai era ceva, scuze, dar vă las link-urile în descrierea acestui clip. Acolo am cunoscut alți oameni și m-am dezvoltat, zic eu, cu toate că nu-mi dau seama exact cum funcționează toată industria asta. Încep să-mi fac o idee din ce în ce mai clară și ideile astea vreau să le împărtășesc cu voi pentru a vă ajuta pe viitor să treceți mai ușor prin aceste etape. Unul la mână și doi la mână. Știu că am avut și perioade mai puțin fericite. Perioade în care, din nou, am avut un zbucium, am avut parte de zbucium interior și de dileme și de muncă așa personală, cu muncă cu eul meu profund. Și în acele momente chiar mă simțeam singură, adică nu știam că cineva trece prin aceleași lucruri, nu aveam un context la care să pot să mă ancorez. De multe ori asta contează foarte mult în momentul în care ești în derivă, să ai lucruri la care să te poți ancora. Și atunci vă împărtășesc din experiența mea ca scriitor debutant și vreau să știți că nu sunteți singuri. Adică dacă o să vă simțiți copleșiți la un moment dat, să știți că suntem mulți aici alături de voi care ne-am simțit sau încă ne simțim copleșiți de tot procesul ăsta. Scrierea unei cărți, găsirea unei forme finale pentru manuscris, pe urmă găsirea unei tipografii, a unei edituri. Adică e un întreagă nu găsesc cuvântul potrivit. Și atunci o să-i spun din nou proces. E un întreg proces foarte complex și costisitor emoțional, costisitor financiar. Și vreau să știți că nu sunteți singuri. Nu sunteți singuri, suntem alături de voi. Puteți să aderați la grupurile astea și cu siguranță o să găsiți oameni dornici să vă sprijine, să vă ajute. Nu sunteți singuri în demersul ăsta. Și încă o chestie, informațiile pe care le-am găsit eu în momentul în care mă documentam legat, nu știu, stiluri artistice, personaje, alte cele moduri de expunere și etc. Majoritatea informațiilor eu le-am găsit în engleză. Pentru mine nu e neapărat o problemă engleza. Citesc foarte bine în engleză, înțeleg foarte bine în engleză, pot să traduc multe lucruri din engleză, dar sunt câțiva termeni cărora nu le-am găsit traducere în română, nu neapărat că m-a deranjat asta, dar s-ar putea unele ponturi sau unele chestii să le denumesc cu folosind termenii în engleză. Sper să nu vă supere asta. Dar știu că mulți dintre voi nu au neapărat această experiență cu limba engleză și unora le este greu să asculte informația aceasta în engleză, o informație nouă, definitiv, să asculte informația nouă în engleză, să-și o traducă mental și pe urmă să o poată pune în practică. Așa că, prin acest canal, vreau și din punctul ăsta de vedere să vă întind o mână de ajutor. Sperăm să reușim să facem cât mai multe clipuri, cât mai multe tutoriale. Sperăm să vă oferim sprijinul de care aveți nevoie atunci când o să aveți nevoie. Vă mulțumesc mult pentru atenție din nou. S-a lansat formularul pentru complicații inutile, așa că dacă vă doriți cartea, aveți mai jos detaliile. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru vizionare. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like, un share, să vadă și prietenii voștri. Poate au și ei nevoie de inspirație și de sprijin și de ponturi. Nu am niciun outro. O să trebuiască să găsesc la un moment dat unul, dar încă nu am inspirație pentru asta. Dacă aveți idei, vă rog să le împărtășiți cu mine. Așa că până data viitoare să citiți mult și să aveți parte de multă inspirație. Vă pupați!